13 percheziții au fost făcute dimineața la mai multe persoane bănuite de furturi din societăți comerciale de către polițiștii din cadrul IPJ Prahova. 11 descindere au avut loc în comuna Bărcănești, alte două fiind derulate în municipiul Ploiești și comuna Berceni. Din cercetări a că începând cu luna noiembrie anul trecut, persoanele în cauză ar fi săvârșit șase furturi din societăți comerciale situate în comune de pe raza județului Prahova, precum și în municipiul Ploiești. Cei în cauză ar fi pătruns în incinta societăților prin efracție pe timpul nopții și ar fi susrat banii ca să și produse din tutun. 6 Mandate de aducere au fost puse în aplicare, persoanele depistate urmând a fi audiate la sediul poliției.